Ne-am reîntors, domnișoarelor și doamnelor, domnilor al dumneavoastră, H.D. Harman, Sarmiza Andronic, alături de mine, cu invitatul nostru special, profesorul Tudorel Butoi. Domnul profesor, încheiasem în prima oră vorbind despre profilul unor crime și condiționalitățile lor. Haideți acum să ne referim totuși la crime care rămân în istorie și ne pun mari probleme. Un miliardar român a fost descoperit decedat în casa sa, în vila sa, domnul Puzdrea, înțeleg. Eu mă amintesc de un alt caz, de Erbașu. Vocație constructoare, om de mare amplitudine. Dumnezeu să ierte, eu am cunoscut-o la un moment dat pe doamna Erbașu. O afacere de familie în cazul Erbașu, o afacere care copiii au încercat să o ducă pe mai departe. Doamna Erbașu a condus-o cu o mână de fier după decesul soțului său. Ce se întâmplă? Ce-i cu miliardari? Ce se întâmplă cu acești miliardari? Păi... Și care ar fi, să spunem așa, întrebările pe care le-am avut și atunci și le-am putea avea și astăzi, dacă profilorii din Poliția Română, din Procuratură, nu-și fac treaba cum trebuie? Își vor face treaba categoric cum trebuie și vor decripta între crimă, accident sau suicid. Spre exemplu, în cazul ăsta, în Puzdrea, se cochetează cu ideea gestului suicidar. Și în multe alte cazuri s-a cochetat cu ideea suicidului dacă nu te-ar lăsa semnele exterioare de violență, și anume categoria semnelor de apărare. Eu mă care sinucid, sunt pe mă mâini, sinucid. Care sunt pe mâini dorsale sau laterale, sinucid, care sunt pe antebraț. Dar cei cu urmele care există aici? Da, da. Și ele sunt de fiecare dată date de victima care se apără de o agresiune. Cauza asta, Erbașu, că ți-am amintit-o. Dom'le, asta e de râsului de pe pământ. Omul meu vrea să se sinucidă la început și încearcă chestia asta într-un subsol, unde se urcă pe o masă și se leagă cu un ștreang improvizat din cordonul unui halat. Exact. Zice-se că s-a rupt ștreangul și omul a căzut, după care s-a gândit el că mai bine ar fi să se arunce în bazinul piscinei gol, fără apă. De la balcon, ca de să la fim balcon, de la trambulină. De la trambulină. Și urcă pe scări, se duce la trambulină, sare și e găsit acolo în... E găsit, dragă Hartman, cu o tăietură pe obraz, de-aia șmecherească de brici. De șuț. De șuț. Dă bă banu. Dă bă firar tu să... Dă bă banu. Iscălește aici. Da, iscălește aici. Fă ceva. Da, da, da. Și da, da. Pentru intimidare. Exact, pentru intimidare. Ca să întărească pericolul, uite bă că stai fața. Bă. Sigur. Dacă ar fi fost așa, am fi găsit pe treptele spre... picăturile de sânge. Gata. Pentru că fața este foarte vascularizată și știm foarte bine orice fel de traumă facială. Orice fel de traumă facială are foarte mult sânge, este fiind foarte vascularizată. La boxer, de exemplu, suntem impresionați întotdeauna când li se umple fața de sânge, când li se sparge nasul. Nu pentru că este ceva extraordinar de grav, stimați telespectatori, ci pentru că fața este extrem de vascularizată și orice traumă facială duce la pierdere de sânge, care este spectaculară. Și mai fac o analiză. De aceea, marile reportaje despre răniții de război nu-ți arată rana în sine a corpului, dar dacă se poate să se arate un soldat plin de sânge sau un civil într-o manifestație plin de sânge bătut de poliție, atunci o va face, pentru că este spectaculos acest lucru. Atunci când găsești însă un sinucigaș, ca să duc ideea până la capăt, a domnului profesor, care are o urmă unei agresiuni cu un șiș sau cu orice obiect tăios, dar care de fapt întărește atacul și întărește victimei sentimentul că la chiar îmi ia gâtul dacă nu fac ce mi se spune, atunci vorbim mai mult de o crimă decât o sinucidere. Și iată o întrebare care se pune tot timpul. Permanent. În cazul domnului Puzdrea, înțeleg că există urme de violență pe antebraț
și pe palme. Se vorbește că urmele sunt și pe picioare. Și pe asta, oricărui profiler de crimă, ca să știm, ca să știți, și oricărui profesionist, îi sugerează o altercație. O altercație, cel puțin o altercație. Cel puțin o altercație, dacă nu o apărare serioasă. Domnul Puzdrea, nefiind cunoscut ca luptător de jiu-jitsu, de exemplu, care să știe să se apere. De asemenea, în cazul ăsta al domnului Puzdrea, spun cei care au fost mai aproape de timpul faptei, că e caricatural să spui că s-ar fi aruncat de la o distanță de vreo 2,5 metri și de acolo ar fi murit. Și de acolo ar fi murit, da. După își putea rupe ceva serios, putea avea o fractură serioasă, dar nu... Da. Da. O să le lămurească. Din nou, repet, sarcina probei este la noi. La polițist, la procuror, martorii pot să spună ce doresc, când doresc, pot să-și retracteze în declarațiile, când doresc. Legea le permite, de acord. Și făptuitorii, care dau fel de declarații care să le fie lor mai confortabile. Dar sarcina probei la noi, ce te faci? S-a sinucis. Bine, dar ce se întâmplă pe mâinile lui, domnule, care faci probațiunea? Aș fi vrut să nu rămânem datori, dragă Hartman, cu privire la acești cuțitari. Da, ne vom... O clipă. Da, Sarmizea, te rog, și după aceea pun eu întrebarea. Da. Te rog. Nu, eu voiam să lămurim un pic povestea asta. Că este, ajungem din nou la frică. Dacă avem aceste persoane despre care amândoi ați vorbit că au urme de violență pe corp și totuși se spune că s-au sinucis, ce se întâmplă cu aceste cazuri? Rămân așa în aer? No. Bun, în cazul Erbașu este declarat oficial sinucidere. Bun. Este închis dosarul ca sinucidere. Și eu întreb de ce se întâmplă asta în societatea noastră, când lucrurile sunt evidente pentru un criminalist, cum este domnul profesor, care știe foarte bine despre ce vorbește, spune la un moment dat, sunt alte elemente care pe mine nu mă duc cu gândul la o sinucidere. Am să răspund eu înainte de domnul profesor. Ce se întâmplă cu ceea ce știți dumneavoastră? Da, hai să răspund eu înainte de domnul profesor. Câtă greutate are într-un dosar ce știți dumneavoastră? Hai să răspund eu, Sarmizea, înainte de domnul profesor și după aceea domnul profesor până poate răspunde. Aș vrea să răspundeți la această întrebare, pentru că e vorba de oamenii care se uită la noi și care își pun problema asta. Mădălina Manole. Da? Și aici putem avea un discurs uluitor și foarte lung o seară întreagă. Din punctul meu de vedere, a fost sinucidere. Ciudată, într-o originalitate care scapă profilului clasic al sinuciderii, dar există un procuror din Statele Unite care a venit folosind o metodă nouă de anchetă și a spus, nu este sinucidere, vă rugăm să redeschideți cazul. Acum câteva săptămâni a fost anunțat că cererea este oficială de redeschidere a cazului, pentru că este crimă. În cazul Erbașu, decizia a fost să fie că este sinucider. După aceea, domnul profesor, o să răspundă la această întrebare. Cazul Puzdrea este foarte interesant pentru că sunt mulți miliardari din acel grup legați prin mii de fire necunoscute. Și dacă începe unul să se arunce de la 2 metri, al doilea să se arunce de la 7 metri, și vezi tu, în spațiile lor de confort absolut, în casele lor construite de ei, sinuciderea. Da, dacă este în prototipul clasic, este în dormitorul tău. Este în spațiul tău de confort unde se prăbușește tot sistemul de apărare intern. Da, sinuciderea poate să aibă loc. Dar o sinucidere în cazul condițiilor de care noi vorbim... Într-o improvizație. Nu intră în, de fapt, în al doilea tip de sinucidere care este aruncat în fața trenului. Nu îți murdărești locul construit de tine, ci te duci în altă parte. Murdăria morții tale să nu cumva să lase urma asupra ceea ce construi tu ca spațiu al tău. Nu intră în profil. Deci, atenție, sunt profile și trebuie să le vezi și domnul profesor, de aceea interdisciplinar, masteratul interdisciplinar asta și ne spune. O sinucidere este atât de complexă încât ea atunci când este declarată trebuie să răspundă tuturor criteriilor unui profil. Domnul profesor. Sunt în televiziune de 27 de ani. Întrebările pe care eu vi le adresez acum nu sunt doar ale mele. Mă întreb, de fiecare dată când se întâmplă o poveste, este sunat Tudorel Putoi. E regulă și veniți și ne dați niște informații și niște lucruri la care oamenii de rând nu se gândesc. Și atunci eu vă întreb. Dar nici nu trebuie să se gândească, e meseria dânsului. Bun, eu vă întreb direct. Oamenii ăia care vă întreabă și care vă consultă, ce fac cu informațiile pe care dumneavoastră le dați?
informațiile acestea la care te referi izvoresc în modul cel mai natural în ceea ce mă privește. După câte vede, suntem cu toții martori, iar eu am o satisfacție extraordinară că le dau mutarea în plic cu ani înainte. Mă cantonez pentru explicație la cazul Caracal. Atunci când fetele au dispărut, am fost întrebat ce s-a întâmplat cu ele. Păi le-a ars ăsta, da, de-a lui Popicu. Le-a ars în dispozitivul, în dispozitivul de ardere. Și o să ia 30 de ani. Da. După 2 ani de zile și după încă eforturi pe care le vedeți, că fetele trăiesc, că nu știu ce, că nu știu cum, s-a soluționat problema. I-a dat lui al de Popicu 30 de ani să stea acolo și am văzut că se face scriitor. Scrie acum, face de pește. Da? Să fie nefericitul, da. Sănătos. Da. Oamenii, ce spun? Oamenii sunt foarte atenți la opiniile noastre. Opiniile de specialitate sunt mai mult decât păreri. Sunt datorate studiului, cercetării și practicii. Mai departe însă, orice opinie de a noastră trebuie probată. Raport de expertiză psihologică, raport de expertiză balistică, raport de expertiză dactiloscopică și așa mai departe. Trebuie proba. Trebuie proba să-mi susțină, ceea ce noi numim opinia de specialitate. Profilul trebuie susținut, substanțiat, cu o probă reală. Eu pot să spun, domnule, s-a dus pe ușa aceea cu gândul că să ajungă la bucătărie să ingesteze 100 de pastile. Hai să vedem urmele. Hai să vedem urmele, etc. Bun. De ce? Pentru că procurorul ăla, îndrituit cu temenicia și aplicarea legii, trebuie să facă un rechizitoriu. Ăla este un ansamblu între probe de nezdruncinat, credibil, care să poată să fie înaintat judecătorului. De aceea oamenii se entuziasmează, sunt de acord cu noi, poate nu sunt de acord cu noi și ne contrazic și așa mai departe, dar ei știu că atunci când zic sarcina probei aparține acuzării, acuzarea va lua fiecare din aceste observații, exact, și le va proba. Le va substanția, exact. Sigur că da. Le va. Și atunci oamenii să aibă încredere că cele ce spunem sunt izvorâte din practica și intuiția și harul nostru profesional, dar ele vor rămâne fără suport dacă nu vor fi probate clasic. Eu la detectorul de minciuni, la lie detector, obțineam în urma examinărilor diagrame care aveau reacții semnificative pentru stresul emoțional al celui care simțea întrebările mele. Cu alea, cu diagramele alea, în viața mea nu m-am dus la judecător și nu m-aș duce vreodată, că mi-e frică că îmi dă cu ele în cap. Deci ce se întâmplă, domnule expert? Uitați aici când am întrebat dacă a ucis, dacă putare, are reacții emoționale așa și ia le-și dutea ca cu ele. Nu-i mi-e dovadă. Trebuie cadavru, mi-e trebuie mortul. Și aici a fost succesul școlii Butoi. Așa e. Așa este. Noi am ras cei 11 criminali în serie care au fost în generația mea, în diferite locuri ale țării, că ne ascultă oamenii, plecând de la indicii ăștia orientativ și intensificând interogatori. Și trecând pe elemente amănunțite. Atenție! Acea diagramă de care spune domnul profesor, să ne imaginăm, și toată lumea trebuie să-și imagineze. Diagrama de care spune domnul profesor, la un moment dat se ajunge la întrebarea, bun, și ce ai făcut? Ai apăsat pe clanță și povestește-ne după aceea. Și vezi pe diagramă și îți dai seama, spune, am luat-o la stânga. Pac, îmi spune că e minciună. E comportament disimulat. Așa se ajunge la dovadă. E, în momentul acela, anchetatorul știe să caute dovada. Asta face un profiler. Eu am spus-o întotdeauna, țin minte că la un curs am spus-o în fața mai multor ofițeri de diverse arme. Noi spunem că există teroristul. Noi te ducem la o stradă diferență. Identificarea numărului casei și arestarea lui ține de poliție. Ține de anchetator, nu de mine. Eu îți spun că el este înalt, care 120 de kilograme, criminalul. S-am dat orientare. S-am dat profilul, orientarea. Eu am înțeles exact. Doar și aceasta este ideea. Iar profesorul Butoi a reușit tehnologic, ceea ce este uluitor. Încă o dată îți spun. A reușit tehnologic. Judecătorul face gargară.
cu opiniile mele de specialitate. Nu sunt probe. Nu sunt probe. Sunt opinii de specialitate. Am vrut să dau greutate poziției pe care dumneavoastră o aveți și plusului pe care îl aduceți. Eu știu și mulțumesc. În momentul în care opiniile se conturează în interogatorii, în experimentări, în confruntări și așa mai departe, colateralele și suspectul rezonabil îmi cere casmaua, să mergem la Băneasa să săpăm unde are el cadavrul femeii și bijuteriile și nu știu ce, atunci poligraful e confirmat. Atunci opiniile noastre sunt confirmate. Atunci profilul nostru este confirmat. Exact. Cum să contam 20 atunci. De ani pe profil? Da. Vezi că e puțin nedrept când știi că... Pentru că uită, de exemplu, cu cazul Erbașu, când știi că lucrurile nu stau așa și dosarul s-a închis și tu, ca specialist, ai spus și ți-ai făcut treaba, nu te simți un pic... nu știu, ineficient în momentul în care tu l-ai pus? Nu, niciodată. Nu. Tu răspunzi obiectivelor care sunt ție dispuse de procuror. Da. Nici în stânga, nici în dreapta. Și n-ai voie, atenție, și n-ai voie să dai... Să dai judecată. Tu nu judeci. Nu poți să-ți asumi. Nu, dar voi aveți calități asta. De organ de urmărire. Nu, dar voi aveți chestia asta, nu ca profil. Ca ce? Asta o aveți, discutăm între noi. Da, o aveți... eu știu că nu e așa. A, da! Nu, stai! Eu cu domn profesor pot să spun, băi, aici eu, noi știm. Dar domn profesor îmi va reaminti întotdeauna ce mi-a spus în primul an, acum 30 ceva de ani, îmi va spune foarte clar, băi, Harman, dovada. Și eu știu că tu ai dreptate. Dar mie, i-ai dat procurorului, i-ai dat anchetatorului cadavrul, bijuteriile, sensul, banii, unde îl caută, că eu pot să-i spun în pădurea Băneasa, și ăla vine și zice, băi, 1000 de euro. Cam prea mare. Cam prea mare. Dar cred că am lămurit publicul, deci, da, ce faceți și care este rolul dumneavoastră, că de fapt asta voiam. Da, cazul Erbașu sau cazul sau cazul Puzdrea. Sunt cazuri care pentru noi, privind în decenii, au elemente comune, dar asta nu înseamnă că semnătura, dacă este comună, poate să fie aceeași persoană. Totuși să ne gândim, trec 20 de ani, sunt și criminalul ăla îmbătrânește, că nu devine prea tânăr. Da? După aceea, la un moment dat, și modusul de mediu criminal se schimbă, inclusiv în tehnologia aceleași crime. Crima în serie, de exemplu, amândoi am văzut criminali în serie și am studiat crima în serie, ca să fim foarte clar, Sarmiza. Evoluează criminalul în serie, începe la 18, 20 de ani, dar el când îl prinzi la 40 de ani, cam atâta e, cam 25 de ani este perioada, din nefericire. Uneori nu-i prinzi niciodată, afli după moartea lor că a fost respectiva persoană, dar când îl prinzi, el are deja un alt MO, el are deja o tehnologie nouă, el a evoluat. Să știți că oamenii, răul evoluează ca și binele. Crima evoluează. Și ne întoarcem la un fenomen care pe mine mă sperie și mă sperie pentru că este un fenomen cu un impact social uluitor. Aș vrea dacă am făcut galeria portretelor, vrea să ne oprim și la judecător. Judecătorul trebuie să se afle în fața unui rechizitoriu al procurorului, în care am spus, dincolo de orice îndoială. Păi judecătorul poate să se pronunțe așa. Dincolo de orice îndoială trebuie să fie acel rechizitoriu. Probele să fie de necombătut. Ca să-i creezi, ce crezi judecătorului? Convingerea intimă, care este o mixtură între cogniție și afectivitate. Că lucrurile sunt așa cum le-a înțeles, că sunt așa cum i le-a propus procurorul, ca să se pronunțe asupra pedepsei. Da. N-aș vrea să fiu judecător la câte păcate am, nici măcar câteva secunde. E greu să fii judecător. Și nu dormi bine noaptea. Și uite, se le deschid dosarele. Că suntem martorii unor dosare care s-au redeschis, persoanele puse libere, etc. Da, din pixul judecătorului. O să mă întorc puțin la ce m-ai întrebat la începutul emisiunii, apropo de opinia publică. Există acest sentiment în societatea românească că nu întotdeauna oamenii vinovați plătesc. Că nu plătesc suficient. Că judecătorii nu-și fac treaba. Că anchetatorii sunt superficiali, anchetatorii sunt superficiali și că întotdeauna există un party pris acolo. Întotdeauna cineva șpăguiește pe cineva, dacă îmi dați voie să folosesc termenul ăsta, care scapă și ar fi trebuit să nu scape. Și atunci ne uităm neputincioși la tot felul de cazuri, cum a fost cel de la Timișoara, cum a fost cel din parc de la Craiova și...
altele, da? Sau fetița care a fost omorâtă, legea Anastasia, fetița care a fost omorâtă de o femeie urcată, băută la volan sau drogată, care nu avea permis și așa mai departe, care a luat cu suspendare, cred. Deci mi se pare... Vezi, uite, te uiți la televizor, vezi astfel de cazuri, vine profesorul Butoi, explică clar, ești de acord cu el, n-ai cum să spui că nu ești de acord cu el, ci se pare atât de logic totul, și în final se termină prost. Nu știu dacă se termină prost. Se termină nedrept. N-aș fi de acord. Dar se termină... Nedrept. Nu mai e treaba noastră. Am spus nedrept, m-am corectat. Nu mai e treaba noastră, dar să spun și aici tu ai dreptate. Să știi că nimic nu poate să îndrepte o moartă. Orice justiție nu poate să îndrepte o moartă, da? Orice decizie a unui judecător nu poate să îndrepte moartea celor doi. Asta este clar. Asta este clar. Dar rolul și noi vorbim aici de profilerul Tudorel Butoi. Rolul nostru nu este să dăm decizii. Noi nu spunem tu ești criminal. Rolul nostru este însă să întărească într-un proces complex de anchetă, să întărească dreptul probei. Și o să-i spun, da, proba asta să știi că are substanță pentru acest gest. Pentru că să știi că la un moment dat sunt cazuri în care, dacă profesorul Butoi ne poate explica foarte bine, chiar ne poate da exemplul unui astfel de caz, l-a cunoscut foarte bine, în care noi știam, și dânsul știa, că în cazul lui Rămaru exista un prior, cum se spune. Exista celebrul un antecedent. Da. Cât ne-a trebuit, domn profesor? Cât a trebuit? 30 de ani. 28. 28 de ani să se descopere că așa era. Noi știam, noi ca profiler știam, dar n-am avut niciodată dovada. Puteam noi să spunem și lui Dumnezeu în persoană și tot nimeni nu ne-ar fi ascultat. Eu am înțeles. Deci judecata pe care o face un judecător nu trebuie văzută în termenii mei, în termenii procurorului, care sigur vrea maxim de condamnare sau în termenii victimei. Nu, eu vorbeam din punct de vedere al opiniei publice, da, care stă și asistă la astfel de cazuri, și care trebuie să aibă o satisfacție, aceea că nenorocitul, a fost pedepsit. Și el nu este. Și atunci... Ce părere aveți? Decretul 153 am vorbit? Nu, n-am vorbit. Nu, dar ce părere aveți? Exact. Are dreptate perfectă, pentru că un om care înțelege datele problemei, vede mersul anchetei, în mintea lui de om inteligent al mileniului 3, lucrurile se leagă foarte bine și ar trebui, după modul în care om percepe lucrurile, să pună punct. Și vede că nu se pune punct. Vede că urmează iar cercetări, urmează iar reconstituiri, urmează... Și atunci se strecoară în mintea omului, căruia e clară soluția și toate, se strecoară dubiu, se strecoară îndoiala, începe să ia naștere creativitatea, legenda, etc. Da, legenda, sigur, și teoria conspirației, legenda, etc. Da, legenda hrănește decredibilizarea. Da, începând din seara asta încolo, gata, nu mai avem niciun fel de decredibilizare. Domn profesor, Sarmiza Andronic, continuăm cu al treilea palier al discuției noastre, că vreau să mă duc din ce în ce mai adânc. Hai să nu rămânem cu datorii. Ca să nu rămânem cu datorii. Uite un raport, o clipă, domn profesor. Un raport 2020-2021, după a venit pandemia și rapoartele nu s-au mai publicat, se spune așa. Violența în lume a crescut cu 24% la tineri între 17 și 29 de ani. S-au luat 12 ani, pe vremurile noastre s-au luat 10 ani, ca să zică, dar acum s-au luat 12 ani ca vârstă. Se spune 200.000 de noi atacuri armate, în general folosind un obiect ascuțit sau un obiect blunt, un obiect de fier puternic. Da. În România s-ar numi cuțitarii, dacă ne amintim bine. Pe vremea noastră erau cuțitarii. Dar ceea ce mi s-a părut foarte interesant, 60% din atacurile, din numărul crescut de atacuri, da, nu au avut nici un fel de motivație în afară de oportunitatea de a ataca victima fără apărare. Păi, domnul profesor, ce facem cu acest fenomen? Că este un fenomen social care ne atinge pe toți. E frică să-ți lași, să te duci să-ți iei copilul de la metrou, de la stația de metrou, să-ți lași părintele să se ducă la colț, la magazin. Ce facem? Ce se întâmplă? Noi aveam un decret, dumneavoastră l-ați spus, nu? Decretul 153, da?
Noi aveam așa ceva. Ce se întâmplă? Au dispărut și aceste forme de apărare directă? Urgent trebuie să reactualizăm decretul 153 prin prevederile... Haideți că e decret Ceaușiți, lăsați-mă cu decretele Ceaușiți de domn Brăză. Exact. Vă provoc, de fapt. Este o întrebare și o atitudine pe care o întâlnim foarte des la foarte mulți oameni și au dreptate să se îndoiască, să facă ce doresc. Dar identificarea făptuitorilor și protecția cetățeanului vis-a-vis de violența cu care am început astăzi n-are nicio legătură nici cu Ceaușescu, nici cu Curtea Regală, nici cu nimeni. E vorba aici de protecția cetățeanului. Și comuniștii ăia s-au gândit așa, mă, cum pot eu să stăvilesc valul de crime, de bătălii, restaurante distruse pe care le generau locuitorii satelor care veneau în plină industrializare. Da, valurile de muncitori care erau aduși pentru industrializare în România. Foarte bine. Valuri. Veneau cu obiceiul lui din Maramureș, cu cuțitul, cu palinca. Eu să le dăm un decret 153. Adică, de ce ai asupra ta cuțit? Pentru ce trebuie? Că la mine în sat se poartă. Să fii sănătos. În ai venit la Galați, aici te fac sudor, te fac siderurgist. N-ai nevoie. Da. Și toți cei care erau prinși, având asupra lor arme albe, stimați telespectatori, cuțitul, briceagul, maceta și așa mai departe. Lunceagul sau mai știu ce erau. Sunt arme albe cu care poți ucide. Erau cele care te incriminau imediat vis-a-vis de un potențial răufăcător criminal. Da, un potențial criminologic. Da. Și atunci, ca să o scurtez, iar introduceți, mă frate, un astfel de decret, o orientare juridică în sensul ăsta și dați-le doar 100 de milioane. Amendă celor care sunt prinși. Băi, oameni buni, sunteți nebuni în bordul mașinii, în portbagaj, la supra voastră. Nu, dar bordul mașinii, de câte ori am văzut și eu, inclusiv la taxiuri. Câte o baston de-asta de poliție, îți dă una în cap, nu te omoră, dar... Da, te lasă luat. Nici bine nu te simți. Așa, bâtă de baseball. Deci, dragul meu, sunt atâtea de făcut și de îndreptat în lege și în procedură, încât neapărat aleșii noștri, diriguitorii noștri, să se oprească asupra acestor emisiuni și să scoată notițe și să treacă la treabă. Decretul 153. Da. N-ai ce să cazi la tine cu cuțit. Am o întrebare concretă. Pune-l în activitate pe om. Și așa mai departe. Da. Vreau să lămurim o poveste. Chestiunea asta care s-a întâmplat la Craiova. Eu am înțeles și, mă rog, toată lumea știe că acel băiat de 17 ani a fost oprit de poliția locală. Locală, da. A fost prins de poliția locală. A fost întrebat pentru că se uita la o statuie și li s-a părut suspect felul în care el se manifesta. Avea voie poliția să-l caute în geantă? Sigur că nu avea. Pentru că nu avea indicii ăștia despre care vorbim. Da? Indicii de violență, indicii de criminalitate. De potențial criminologic. Acum, cu toți suntem de acord că acolo a fost vorba de aparență. Aparența unui băiat liniștit care se plimbă prin parc. Deci poliția nu avea voie dacă i s-a părut ceva suspect, n-avea ce... Ce să-i se pară? Că omul nu fugea, nu avea sânge pe el, nu avea nimic. Să presupunem că ar fi avut un indiciu și ar fi găsit acea armă cu care el și cu masca și cu toate cele. Îl ducea urgent la secția de poliție să exemplifice și să explice ce sunt cu acele lucruri în geanta lui. Și dădeau drumul, probabil. Nu făcea același lucru a doua zi? Îi dădeau amendă și îi dădea drumul. Adică nu-i la fel de... Bună întrebare. Nu făcea același lucru a doua zi? Domnul Brăză, să răspundă și eu. Eu n-am cum să răspund la această întrebare, pentru că este în termeni probabilistici. Exact. Și crima nu se întâmplă în termeni probabilistici, ci se întâmplă în termeni reali. Dar spun un singur lucru. Intenția criminală odată întipărită, ca și intenția suicidară, ca și intențiile. Că o va urmări. Da, asta. O va urmări. Dar nu, dacă a doua zi, cei doi erau deja condamnați într-un fel sau altul, din nefericire. Pentru că acolo vorbim probabil și de o patologie obsesivă. Da. Sunt multe lucruri de lămurit. Succesoarea unei traume, probabil că acolo vorbim și de o este această crimă pare a fi, cel puțin crima, de oportunitate, nu cea gândită în privința fetei, ci crima în sine. De oportunitate este probabil o succesoare a unei traume, cine știe de când. Aici profilorul, psihologul va intra în adâncimea fenomenului. Copilul acela însă a scăpat de sub un control. Undeva hățurile acelei vieți au fost scăpate și oameni buni,
Noi vă vorbim de aceste lucruri ca să înțelegeți. Copiii noștri nu se nasc criminali. Copiii noștri nu se nasc răi. Copiii noștri nu se nasc cuțitari. Nu se nasc traficanți de droguri. Nu se nasc prostituate sau prostituați. Copiii noștri scapă din mâinile unei norme morale, unei norme sociale și unei norme familiale. Și noi trebuie asta să ne construim. A, că vi se pare asta dictatură? Că vi se pare asta nedemocratic? Iertați-mă. Eu aș zice... Fata care a murit în grădina botanică. Unde poți să fii mai sigur decât în grădina botanică? Lângă prietenul ei? Să știți că n-a fost democratic, a murit. Și nu e democratic. Că prietenul ei, toată viața lui va suferi de acest atac. Să nu punem în termenii aceștia și, domnul profesor... Foarte bine ai punctat. Da. Este timpul, cazul, ca societatea noastră să se trezească și să scoată din maioneza asta în care încurcă politicul cu democrația, cu libertatea și așa mai departe. Noi lucrăm cu o zonă extrem de concretă care nu are nici cea mai mică legătură cu chestia. Așa este. Avem mortul. Da? Avem fapta, avem crima, da? Avem suspecții rezonabili și trebuie să ne facem datoria. Această chestiune o scot unii pentru intimidare, pentru a se demonstra ei cât sunt de elitiști și așa mai departe. N-are treabă, mă, una cu alta. N-are. Exact ce spunea domnul Harman. N-are e democratică, avem trei crime. Avem trei crime. Sunt moartea celor trei oameni da. Este democratică? Nu. N-are nicio legătură. Nicio. Să știți că acel vagabond care se uita ca să fure, este tipul ăla de vagabond pe care profesorul Butoi vi l-a explicat în prima ora emisiunii noastre, care la început a început să fure de pe pervazul bucătăriei. El căuta un loc să fure. Și știa că femeia aceea, ca cei doi bătrâni, strângeau banii în acea zi de administrației de bloc. A fost o oportunitate. Doi oameni au murit pentru că n-a existat un semnal și n-a existat o autoritate capabilă să vadă acel semnal că ceva nu e normal, că ceva se întâmplă anormal. Pentru că dacă se știe ziua în care se adună banii la administrație, sectoristul sau polițistul de proximitate, cum se numea, trece pe acolo. Trece pe acolo, își face vie prezența. Și aceste măsuri foarte simple, nouă ni se par ridicole, dar sunt atât de eficiente în prevenție. Crima are loc într-o secundă. Prevenția se face în fiecare secundă. Și o să râdeți cum crima nu se poate analiza în domeniul probabilisticii. Nu putem face acest lucru în mod real. Putem însă să o analizăm în momentul secundei. Într-o secundă și alta, diferența este de viață și de moarte. Domn profesor, intrăm în ultima etapă, în ultimul șantier de lucru al acestei emisiuni. Sarmize Andronic, încep cu tine. Unde? Unde am greșit? Societatea comunistă era violentă. Atenție, violența în comunism era, exact cum spune domnul profesor, industrializarea a dus la un fenomen de violență uluitor, o transmutare a unor generații întregi, a unei populații întregi, din cu regulile sale, riturile sale, ritualurile sale, din sat la oraș. Industrializarea n-a fost un fenomen pașnic. Dar unde, la un moment dat, am pierdut noi, pentru copiii noștri, ideea de disciplină socială, de siguranță pe stradă, de capacitate de a-i spune... Poftim? De prevenire. De prevenire. De a-i spune unui copil care la 14 ani își cere drepturi sexuale, de a-i spune că este greșit și că drumul său nu este ăla pe care și-l imaginează. O să supăr. Supără. Unde am greșit? Am devenit foarte egoiști. Foarte cred egoiști. Că și sub comuniști eram egoiști. Nu e adevărat. În comunism... Nu? Solidaritatea. Încă... A, era solidaritatea socială. Sigur. Da. Acum suntem noi, cu taraba noastră, despre care vorbeați, cu banii pe care i-am strâns până seara, pe care îi dăm un sfert copilului nostru ca a doua zi să aibă ce mânca. Da. Noi nu mai mâncăm la masă în familie. Dacă am mâncat la masă în familie și dacă am socializat și dacă n-am mâncat singuri de la colțul străzii, da, repede un sandwich sau un burger sau mai știu eu ce, ne-am cunoaște între noi. Dar nu mai vrem să ne cunoaștem. Suntem superficiali. Și noi cu noi în familiile noastre. Cred că asta este marea greșeală. Eu întotdeauna mă întorc la familie și la educație. Întotdeauna mă întorc la atenția pe care o primești în sânul familiei. Mă interesează dacă vecina mea mai trăiește sau nu. Dar pot să-i zâmbesc și să văd dacă îmi zâmbește. Dacă ea zâmbește în mod normal și într-o zi nu mi-a zâmbit și nu mi-a zâmbit nici a doua zi și nici a treia zi, am o problemă și mă întreb dacă îmi pasă și nu sunt egoistă, îi bat la ușă și cer să vină la mine la o cafea.
Doar atât. Să vedem doar ce atât. Se întâmplă. Ca să aflăm vedem care dar, diferența. De ce dar diferența? Eu văd, nu eu, Sarmiza Andronică, eu văd, slavă Domnului, dar eu, om al acestei țări, al acestei societăți, sunt atent dacă femeia aia care îmi zâmbește de obicei nu mai îmi zâmbește la un moment dat? Sau copilul. Atenție. Sau copilul, bine. Copilul la școală, care este dintr-o dată victima unui abuz sexual și într-o dată îi se schimbă comportamentul. Dar să știi... Profesorul acela, profesoara, învățătoarea, profesoara, profesorul, observă această schimbare brutală nu, de și comportament știi, și, care-i și-și problema. Pune întrebarea? Știi care e problema? Îmi pare rău că trebuie să o spun. Profesorii nu-și mai cunosc elevii. Profesorii nu vin la școală. Am discutat în emisiunea ta despre da. Toate problemele astea. Profesorii, altă dată, păi când un copil lipsea, învățătoarea punea mâna pe telefon și întreba mama: auzi, ai venit de la serviciu la 3, da, ți-ai terminat tura, de ce n-a venit copilul tău la școală? Noi acum ne întrebăm ca părinți de ce nu vin profesorii la școală. Noi avem pretenția ca profesori. Bună imagine. Noi am fost generația cu cheia de gât. Și acum ei sunt generația cu profesorul în afara școlii. Domn profesor, sunteți profesor universitar, v-au trecut generații. Ce îi spuneți omului? Ce îi spuneți acelui tânăr care vine la dumneavoastră? Îl învățați interdisciplinar, îl învățați, uitați, am aici, apropo că vreau să discutăm, dar au fost atât de multe subiecte încât, da, oglinzile, persoană, obiect, de exemplu, dinamica. E prea academic. Da, e mult prea academic, aveam da. Multe de zis. Ia fii atent aici ce vreau spuneți, eu să fac. Nu, o clipă. Că eu sunt cu ochii pe ceas. Și eu sunt cu ochii pe ceas și mai avem și cei din tehnic, dacă pot să-mi spun exact, vă rog foarte mult. Ia fii atent aici. Așa, Eu am o întrebare, pe ultimele 10 minute. 5 minute dumneavoastră, 5 minute Sarmiza Androni. Spuneți-mi un singur lucru. Cum schimbăm din generația cu cheia la gât, unde eram toată ziua cu cheia la gât, în generația unde nu sunt profesorii la școală, cum schimbăm ca să copiii noștri, copiii lor să fie mai în siguranță și această violență de care vorbim să înceapă să se reducă? Numai prin responsabilizarea despre care am vorbit și sigur mai nuanțat. Dar noi când stăm și ne gândim și vorbim, și noi toată societatea, și vedem toate aceste lucruri negative, care ne sufocă, ne pătrund în subconștient, ne dau starea de teamă, de nesiguranță și așa mai departe, stăm și ne întrebăm noi trei, cine sunt ăștia mă care ne fac toate nenorocirile astea? Or fi venit de pe lună? Ori fi niște extraterestri din specializarea și... Da, din Anunnaki. Din Anunnaki. Și ori să răspundem toți... O să ne răspunzi tu. Da. O să ne răspundem toți că nu. Și că sunt de aici, dintre sunt noi. Sunt ai noștri, sunt copiii noștri. Sunt generați de noi, da. Trăiesc cu noi, da. Printre noi. Păi și atunci, plecând de la dezideratul profesorului Butoi, care vă spune că cea mai importantă prevenție este reprimarea, cum puteți mă lăsa garda jos să-mi veniți mie cu trenduri împăciuitoriste, cu mediatori, cu cutare, cu niște... Când uite rezultatul acestei gărzi lăsate jos. Hai să arătăm la aceste ultime minute ce se întâmplă în Franța. Și atunci, hai să arătăm, să vedem 18 orașe. De acord, dar să dau soluția. Da. Soluția este ca primarii și ne ascultă primarii, împreună cu factorii de răspundere, factorii politici tiriguitori, creați-mă în fiecare județ un centru, un campus preventiv-represiv. Nu pușcărie, nu cutare, nu cutare. Creați campusul acesta preventiv-represiv în care să adunați toți pretabilii. Să nu mai aibă... Toți cu capacități criminologice. Bravo! Da, să nu mai aibă acces la mine potențial. Ca cetățean, da. Să nu mai aibă acces pe stradă, acolo și acolo. La magazin, eu la mai școală. Am o explicație. Domn profesor, nu! Am să vă spun la amândoi. Domn profesor, dumneavoastră vreți lagăre de reeducare, școli de reeducare. Asta e idee comunistă. Asta nu se permite în Uniunea Europeană. Domn profesor, nu se poate. Ca multe alte utopii din Uniunea Europeană. Ia uită-te în Anglia ce s-a întâmplat de ieri de alaltăieri. Dar uite-te în Franța, până la 22 de ani, de la 14 la 22 de ani, un minut să explicăm deci profilul Europa revoltelor e... din... Uitați, criminalul, revoltatul rasial de astăzi are între 14 și 22 de ani, 18 orașe, Lyon, Marseille, Nanterre, Bordeaux,
Nu spun decât marile orașe, deci care le cunoaște. Deci Europa are frizoane, dragul meu. Are frizoane, uite, e bolnavă Europa. Păi și atunci ce mă împing spre mine, spre utopiile astea și spre asemenea... Sarmiza Androni, da. Te rog. Eu mai am o explicație, dincolo de faptul că am devenit egoiști, nu mai știm să fim originali. Ne împinge societatea spre tot felul de cursuri. Bravo. De dezvoltare personală. Măi, în Anglia, scuză-mă, artiza, în Anglia, Sarmiza, de ieri Sarmiza, s-a dat drumul la liberalizarea trendurilor homosexuale, lesbianiste, schimbarea legii. Deci nu mai știm să fim originali. Ne ducem la un curs... Iertați-mă, eu am propria mea părere despre aceste cursuri de dezvoltare personală. De parenting, cum să vină la mine să-mi facă curs de parenting? Spune-mă ce să-ți fac. Să spună cum să cresc copilul. Nu o să spun, cineva din jurul meu mi-a spus, merg în Cipru pentru că se face un curs de dezvoltare personală. Foarte bine. Tu, o fată frumoasă, deșteaptă, cu casă, cu mașină, medic. Și pleci în Cipru ca să-ți spună cineva ce mică ești. E prosteală. Nu, ce mică ești, ce nu, mică așa ești. Este, ce mică ești. Și cum tu nu ești departe de a fi perfectă. Fii-mă naturală, fii tu însăți. Du-te tu și bea o cafea pe malul mării. Ia vezi cum te simți. Trebuie să spună cineva că asta trebuie să faci. Este timpul să răsturnăm aceste trenduri naive, neștiințifice, cu care am fost prostiți și în care s-au înfipt elitiști, oportuniști, de fapt niște malefici. Indivizi rei, fără sentimentul de milă, care de exploatează de și care exploatează aceste trenduri. Sigur. Oameni buni, este o parte întunecată a societății noastre, iar în România o vedem în fiecare zi. Această violență pe care poate societățile din înainte mult mai autoritariste reușiseră să o țină sub un control, poate că noi nu am văzut această violență, dar astăzi ea se desfășoară nestingherită. Acum când vorbim la această emisiune, sunt absolut convins că pe întregul teritoriul României au avut loc, conform statisticilor, 3 violuri, 2 atacuri armate, inclusiv 4 jafuri. Și acesta este doar începutul unei lumi în disoluție. În această seară n-am încercat să dăm lecții nici de morală, nici de creștinism, nici de civilizație, dar am încercat să vă spunem că suntem bolnavi de violență, suntem avizi de sângele victimelor noastre, suntem voieri, ne uităm avid la televizor să vedem pe cine pe cine a mai ucis, cine s-a mai sinucis, cine a mai suferit din dragoste, uitând că de fapt noi suntem acele victime. Citim cu nesați informații despre violență, haideți să citim întâi cu nesați informațiile despre copiii noștri, despre părinții noștri, despre familia noastră, despre societatea noastră. Și cu acestea, domnișoarelor, domnilor, sărut mâna, vă spune, al dumneavoastră H.D. Harman, alături de Sarmiza Andronic și de excepționalul invitat al nostru în această seară, profesorul universitar, dr. Tudorel Butoi. Vă urăm toate cele bune, domnilor, să ne revedem. Promisiune fermă, vinerea viitoare la Metropola TV de la ora 8 seara. Dialogurile lui Harman vă așteaptă vinerea viitoare.